Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem surpriza cărților pentru voi. Avem trei variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Ok, sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă, da? Haideți să vedem. Surpriza cărților pentru voi. Poate că aici unii sunteți născuți în data de 7, poate că în data de 7 acum așteptați un răspuns, așteptați pe cineva sau se poate întâmpla peste 7 zile să fie surpriza cărților pentru voi. Dar o să vedem exact despre ce vorbim. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi tuturor. Aici predomină zodiile cornute, cum ar fi Taur, Berbec, Capricorn, dar văd că și Fecioară, da, predomină foarte mult Capricorn. Bun. Bineînțeles că pot fi și alte zodii, nu doar cele despre care am spus, dar ele sunt mai... sunt mai multe. Da? Ok. Bun. Văd, în primul rând, că voi vă uitați la distanță, vă gândiți la o persoană de la distanță, care se află la distanță de voi, așteptați vești de la persoana respectivă. Unii sau unele dintre voi posibil chiar să fi avut vise premonitorii legate de această persoană. Poate că în vis v-a apărut o femeie sau un bărbat cu părul cărunt, dar nu neapărat, sau este posibil să vă fie apărut cineva în rochie de mireasă. Poate nu chiar în rochie de mireasă, dar purtând ceva alb. Nu trebuie să vă speriați, ci din contră trebuie să luați lucrurile ca atare, pentru că a fost un semn. Dacă așteptați niște bani de la o persoană care este la distanță față de voi, să știți că acei bani vor veni, dar vor veni cu întârziere sau, în unele cazuri, nu vor mai veni deloc. Voi, din cauza asta, simțiți destul de multă neliniște, pentru că banii, poate, care i-ați dat împrumut, i-ați dat fără știrea membrilor familiei, iar acum, bineînțeles că nu știți ce să le spuneți, pentru că persoana respectivă la care ați dat banii nu se ține de promisiune, așa cum a promis. Simțiți destul de multă neliniște, destul de multă tensiune, dar este bine să vorbiți cu membrii familiei dacă sunteți într-o astfel de situație. E adevărat că la început lucrurile poate nu vor fi așa cum vreți voi, poate nu vor fi chiar foarte înțelegători, dar după lucrurile se calmează și chiar vă sprijină în acest demers și cred că cu ajutorul lor veți obține acei bani mult mai repede. Încercați să fiți persoane cumpătate. Dacă cineva v-a cerut bani împrumut sau vă cere în zilele astea niște bani împrumut, încercați să evitați să dați,
pentru că este posibil să nu-i mai vedeți înapoi. Chiar dacă această persoană spune că sunteți o persoană zgârcită, că sunteți o persoană rea, o persoană nemiloasă și așa mai departe, este mai bine să fiți precauți decât să rămâneți cu banii dați. E clar că există ceva care vă neliniștește, nu neapărat doar de domeniul financiar, poate să fie și pe alte domenii. Nu văd foarte multe probleme de sănătate, dacă vorbim despre, vreți să vă spun ceva și despre sănătate, probleme foarte mari de sănătate nu văd acum în această perioadă, dar asta nu înseamnă că poate o mică durere de cap sau mai știu eu de ce n-o să fie. Da? Ceva este, pentru că văd că aveți un disconfort, dar nu este ceva care să nu treacă sau să nu poată fi ținut sub control. Aveți în preajma voastră, așa cum am spus, sau poate chiar voi sunteți persoane din zodia Berbec. E adevărat că sunteți persoane bune, persoane empatice, persoane sensibile, persoane care încercați să-i ajutați și pe alții din puținul vostru, atât cât de mult puteți și atât cât vă oferă voi, vouă universul și voi la rândul vostru dați. Însă, aici este posibil să urmează în perioada imediat următoare să cunoașteți o persoană, poate să fie o persoană din zodia Gemeni, Balanță, Pești și să aveți un nou început. Acest nou început începe ca o aventură, ceva care nu va ține foarte mult, dar va ține și chiar dacă nu veți merge împreună cu această persoană pe planul iubirii mai departe, veți merge mai departe din punct de vedere material. Poate că veți face în așa fel încât să lucrați împreună, să colaborați împreună, nu știu, ceva de acest gen. Pentru unii dintre voi poate să fie o schimbare de direcție. Poate că tocmai unii dintre voi sunteți cei care vă gândiți să plecați undeva la distanță, dar aveți destul de multă nesiguranță. Nu știți exact ce vă așteaptă acolo. Unii dintre voi văd că peste 3 puncte care pot fi 3 zile, 3 săptămâni sau poate chiar 3 luni, cumva viața voastră din punct de vedere financiar se va schimba în sensul de în bine, nu în rău. Fiți doar atenți la univers, la semnele pe care divinitatea vi le trimite, pentru că sunt benefice pentru voi, sunt ca să vă schimbe viața, dar trebuie să le și luați în considerare. Indiferent prin ce ați trecut de până acum, să știți că acest lucru, acest coșmar, această traumă, această, cum vreți voi să o numiți, acest necaz va trece și lucrurile vor merge în direcția bună. Dar trebuie să fiți și voi atenți la semnele divinității. Altfel, veți trece pe lângă ele și cam atât. Divinitatea vă poate transmite atenție la persoana X, la Y, dar nu poate să și facă în locul vostru. Dacă voi nu vă ascultați intuiția și faceți cumva lucrurile pentru că așa vreți voi, să știți că nu procedați bine și o să vedeți că după o să vă treziți din somn noaptea și veți fi tot cu gândul acolo, veți fi stresați și atunci dacă puteți să evitați lucrurile acestea, de ce să nu o faceți? Pentru cei care sunteți singuri-singură, așa cum am spus, în perioada următoare sau poate că deja acum curând ați cunoscut pe cineva sau urmează să cunoașteți pe cineva, poate chiar în 3 ore de când vedeți acest videoclip sau în 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni. Cert este că această persoană pe care o veți cunoaște este benefică pentru voi. În primul rând din punct de vedere financiar. Dar poate să fie și sufletul vostru geamă. Se poate întâmpla și o astfel de situație, dar împreună cu această persoană veți avea o uniune, că pe domeniul financiar, că pe domeniul iubirii sau poate chiar pe amândouă, dar
va fi bine. Dacă deja ați vorbit cu cineva și vreți să începeți o afacere împreună, să știți că este de bine. Deci puteți începe. Da? Doar atenție la banii dați împrumut. Acolo să fiți atenți. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi cei de la prima variantă. Și am să trec la varianta cu numărul 2. Ulcica Maro. Hai să vedem surpriza cărților pentru voi. La voi și la voi văd că e problema de o distanță, de o persoană la distanță. Doar că la voi cred că este vorba despre persoana iubită, în foarte multe cazuri. Ce este bine este că se termină cu bine această etalare. Uite că avem și etalări pozitive. Și varianta 1 a fost pozitivă dacă sunteți un pic atenți, dar văd că și varianta cu numărul 2. Aici zodiile care predomină foarte mult sunt zodiile de foc, cum ar fi Berbec, Leu, Săgetător. Avem și Vărsător. Berbec, am spus deja... Dar avem și Scorpion, Rac, da? Avem, bine, pot fi și alte zodii, dar astea predomină mai mult. Bun, așa cum am spus aici, văd că este o persoană la distanță, care este la distanță, posibil să fie persoana iubită. Vă gândiți poate că cât de repede vă întâlniți cu această persoană sau dacă o să vă întâlniți cu această persoană, pentru că este posibil ca voi să fi cunoscut această persoană pe rețelele de socializare și până în acest moment să nu vă fi întâlnit. Este bine să vă gândiți destul de bine dacă vă doriți o astfel de relație la distanță și o să vă explic până la urmă și de ce. Pentru că asta pe voi cumva vă ține blocați, blocate. Vă gândiți destul de mult dacă merită să mergeți înainte cu această relație sau nu. Poate că această persoană vă face bine într-un anumit fel, pentru că voi când vorbiți cu această persoană vă simțiți bine, vă simțiți ca și cum nu mai există altcineva în jurul vostru. Uitați inclusiv de durerea pe care o aveți la picior unii dintre voi sau chiar la spate. În momentul în care vorbiți cu această persoană, da, vă atrage foarte mult această persoană. Poate că vă atrage și din punct de vedere financiar, pentru că vă promite că mergeți acolo și lucrați împreună și rezolvați multe probleme. Sau că vă ajută cu bani sau, nu știu, ceva de acest gen. Dar cumva această persoană nu face altceva decât să vă șantajeze din punct de vedere emoțional. După care această persoană va dispărea din viața voastră. Această dispariție din viața voastră, ca să zic așa, va fi în 10 ore, 10 zile sau chiar la ora 10, că e seara, că e dimineața. Da? Dar nu durează foarte mult până vă dați seama de aceste lucruri. Singura problemă aici, că voi, din câte văd, voi sunteți cele care rămâneți dezamăgiți, dezamăgite. Această persoană zice, eu pun punct și la revedere, nu mă mai interesează de viața ta sau pur și simplu nici măcar atât nu vă spune, ci pur și simplu vă blochează
pe rețelele de socializare și nu mai puteți da de această persoană. Voi aveți intuiție, v-ați dat în mare parte seama cum este această persoană, dar parcă totuși vreți să încercați, parcă totuși nu vă vine să credeți că poate să fie un alt fel de om meschin față de cum este, cum se comportă când vorbește cu voi. Această persoană este total opusă de ceea ce știți voi. Una este să vorbiți doar pe rețelele de socializare, alta este să vă vedeți și față în față. Să stați cu persoana respectivă, să vedeți dacă într-adevăr este așa sau nu. Mie nu-mi pare să fie genul de persoană pe care voi o așteptați sau îl așteptați. Adică, se spune, știți cum se spune, afară-i vopsit gardul și înăuntru îi leopardul. Cam așa este și această persoană. Pe din afară pare o persoană blândă, calmă, cu care ai ce vorbi și poți discuta despre absolut orice, însă, în realitate, este un adevărat călău. Este bine să aveți grijă din acest punct de vedere. Din alt punct de vedere, dacă deja v-ați și văzut față în față cu această persoană sau urmează să vă vedeți față în față cu această persoană, atenție că este posibil ca această persoană să își dorească să rămâneți însărcinate pentru a putea să vă prindă în plasă, ca să zic așa, pentru a vă menține mereu în viața sa. Indiferent de ce se întâmplă pe mai departe, vrând nevrând voi, va trebui să acceptați această persoană de dragul copilului. Unele dintre voi deja poate sunt însărcinate și urmează să afle în perioada următoare. Cărțile vă spun, aveți grijă la ce vreți să țineți în viața voastră și ce vreți să dați afară. Iubirea vine la voi, dar nu este această situație pe care o aveți acum. Fiți un pic mai confidente cu voi înșivă, pentru că la voi asta este cheia, pentru că prea spuneți totul la toată lumea. Poate chiar ați spus prea multe și la această persoană și tocmai pentru că această persoană știe foarte multe lucruri despre voi, posibil să vă șantajeze. De asta vi se și recomandă, pentru a avea succes, atât în iubire, cât și din punct de vedere financiar, fiți mai confidenți. Păstrați secretele pentru voi, nu le spuneți la toată lumea, chiar dacă sunt foarte multe persoane care dau la început, aveți impresia că puteți avea încredere în persoanele respective. Poate chiar i-ați trimis poze acelei persoane și acum vă șantajează cu ele. Nu știu de ce, dar aici vorbim despre un șantaj. Că e material, că e emoțional, dar este. Este și aveți grijă. Cumva pe data de 8 sau 9, poate că veți fi într-un moment când nu veți ști ce să faceți, cum să răspundeți acestei persoane. Da? Cam astea, dacă reușiți să vă rezolvați aceste probleme și să le depășiți, să știți că lucrurile vor fi bune, pentru că ultimele cărți sunt pozitive și atunci, dar nu vă mai lăsați păcăliți de aceste persoane, așa zise, bune, de pe rețelele de socializare pe care nu le cunoașteți deloc, pentru că se dovedesc a fi persoane false. Deci, un pic de atenție. Bun, hai să trecem mai departe să vedem și la următoarea variantă. Este roșu, nu? Ok. Hai să vedem. Și pentru cica roșie, surpriza cărților,
surpriza cărților pentru Urșica Roșie. Aici chiar pot spune că este o surpriză, pentru că este o surpriză imprevizibilă. E ceva ce se întâmplă pe nepusă masă. E un nou început, dar e un nou început benefic. La început, acest nou început, ca să zic așa, vă sperie. De ce? Pentru că se întâmplă pe repede înainte. Poate că sunteți într-o relație, persoana respectivă nu v-a spus nimic și pur și simplu vă face o surpriză și vă spune: din acest moment vreau să ne mutăm împreună, din acest moment vreau să ne căsătorim, din acest moment vreau să facem un copil, din acest moment vreau să, nu știu, să facem anumite lucruri împreună. Lucrurile par destul de frumoase, acest nou început pare promițător. Chiar dacă e pe nepusă masă, voi nu sunteți persoane care să acceptați lucrurile atât de ușor, dar uite că de data aceasta le acceptați. Această persoană, prin surpriza pe care vă face, parcă vă ia mințile și acceptați tot ce vă propune. Este bine să fiți și precaute și realiste sau realiști, precum sunteți voi. Aici încă nu m-am spus zodiile. Zodiile care predomină sunt Leu, Săgetător, Vărsător, Gemeni, Balanță, Rac, Scorpion, Pești. Bun. Văd că pentru unele sau unii dintre voi, cifra 10 reprezintă ceva sau 1 sau 0, nu știu, voi știți. Mai bine decât mine, poate să fie număr de la casă, poate să fie o zi de naștere, bine, 0 nu poate să fie zi de naștere, clar, dar ceva reprezintă și acest 0 pentru voi, sau poate este 10, sau poate aveți notat la casă 01 sau la mașină 01, ceva de genul, da? Poate să fie și o astfel de situație. Bun, așa cum am spus, aceste lucruri și aceste schimbări vin pe neașteptate. Unele dintre voi veți afla pur și simplu că sunteți însărcinate. Cele care veți afla că sunteți însărcinate în următoarea perioadă, bineînțeles că vi se va schimba viața. Atenție doar că în momentul în care îi veți spune persoanei respective că sunteți însărcinate, nu reacționează tocmai așa cum voi vă gândiți. Dacă v-ați gândit că rămâneți însărcinate și așa cu ajutorul copilului îl puteți atrage în viața voastră mai bine pe omul iubit, cum îl numiți voi, să știți că n-ați făcut altceva decât să greșiți. E o gândire greșită, pentru că, din contră, această persoană va fi mai rău împotriva voastră. Pentru că nu-și dorește un copil cu voi și atunci, clar, nu va accepta și se va îndepărta mai mult de voi, iar voi veți rămâne destul de dezamăgite. Pentru cele care acceptați această surpriză de mutare împreună, de logodnă, de cum vreți voi să o numiți, este la început, așa cum am spus, este ceva promițător, este ceva bun, este ceva benefic. Poate chiar și căsătoria o faceți pe repede înainte, se poate întâmpla și o astfel de situație. Însă, treptat, lucrurile nu mai sunt așa cum au fost. De ce? Pentru că aici mai intervine o femeie care poate să fie mamă, poate să fie soră, poate să fie sau o amantă, care își bagă codița între voi și în permanență veți avea discuții pe această temă. Nu va renunța la persoana respectivă, iar viața voastră, clar, nu va fi una pozitivă împreună cu această persoană. Veți simți destul de multă neliniște, veți simți destul de multe remușcări, veți simți această uniune ca pe o povară, iar la un moment dat
veți sta și vă veți gândi destul de mult dacă să mai mergeți înainte cu această relație sau să vă opriți. Cred că până dacă lucrurile se întâmplă acum, veți merge împreună cu această persoană până în luna august, iar în luna august deja vă puneți semne de întrebare. Abia poate în septembrie veți face o mișcare și vă gândiți că este timpul să faceți o mișcare și veți face mișcarea, posibil chiar să plecați de la persoana respectivă, dar atenție ce veți face și după, dacă vă reîntoarceți sau nu. Eu doar până în punctul în care alegeți să faceți această mișcare, pentru că realizați și voi că trebuie să faceți această mutare, pot să văd acum, dar o să revin și cu alte etalări legate de aceste lucruri și vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe. Această femeie o să știți că intervine între voi și acum și probabil și pe mai departe. Eu văd mai mult să fie ca făcând parte din familie, nu neapărat că este o amantă, dar își bagă codița, ca să zic așa, și încearcă să vă facă rău. Nu văd să fie o femeie cu o diferență de vârstă foarte mare, de asta vă spun că poate să fie și mamă, poate să fie și soră, poate să fie oricine, da? Din familie, care încearcă să intervină între voi să vă despartă. Acum depinde clar și de bărbatul de lângă voi, cum știe să gestioneze lucrurile și cum știe să facă diferența între ce înseamnă să fie cu soția și ce înseamnă să fie cu mama, sora și așa mai departe. Aici nu pot să zic că această etalare să termină pozitiv sau negativ, pentru că totul depinde de cum veți gestiona lucrurile fiecare dintre voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!